început de drum, am intrat în obiectiv, rămâne să vedem cum ne vom ridica la nivelul așteptărilor și să schimbăm realmente în bine activitatea în acest județ și viața oamenilor trai simplu de după două luni de alergătură, de vizite peste vizite, am ajuns în situația în care putem să începem. Vă asigur că nu vom reține niciun efort de a face ceea ce e necesar ca județul să fie. Cu ce veți începe? Cu ce vom începe? Am început, să știți, lucrurile am început. Deja am convocat ședința pentru constituirea, pentru alegerea celor 3 vicepreședinți. Lucrăm deja la organigramă, pentru că trebuie să revigorăm activitatea Consiliului Județean. Suntem în priză directă cu șansa pe care România o are pentru a accesa fonduri europene și, în consecință, am avut deja mai multe întâlniri pe tema asta cu echipa de fonduri europene și am și pregătit o listă consistentă de obiective care vor trebui atacate în mandatul următor. Deci avem foarte, foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să mai cunosc, o să-mi fac primiroc, să cunosc personalul. Va începe un lung șir de discuții cu fiecare om în parte, pentru că trebuie în echipa pe care o vom alege să folosim maxim cât se poate din ceea ce există aici, pentru că oamenii lucrează de mulți ani aici și, cu siguranță, sunt mulți care fac și pot să facă performanță. Trebuie să vedem situația financiară, cum stăm, să am înțeles că mi s-a pregătit deja un bibliograf de astfel care trebuie să meargă, pentru că viața trebuie să meargă mai departe. Și așteptăm să rezolvăm fiecare problemă care apare zi de zi, care va fi adusă la culegere. La Oradea, Bolojan a avansat o cifră, 500. La Rești, la Cala Severin, de disponibilitate. 550%. Noi nu avansăm procente pentru că nu știm care va fi numărul final. Trebuie să vedem exact ce e de făcut, cum este organizată structura de lucru cu Consiliul Județean și să vedem ce îmbunătățiri putem aduce. Cu siguranță numărul nu va rămâne același și cu siguranță nu vom fi mai mulți decât au fost până acum. Infrastructura sau avem o listă pregătită pe 19 județene care vrem să le reabilităm din fundație. Mai avem de introdus încă două care au scăpat și trebuie să vedem care este starea actelor. Trebuie să finalizăm și să intabulăm și unul din 42 de kilometri în drumul județene care n-au fost intabulați până acum, în așa fel încât să putem să demarăm, să facem SRP-uri și proiecte tehnice. Asta pe partea de infrastructură. Problema de tuneluri, am luat contact cu ea, lucrăm la îmbunătățire. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri care trebuie făcute. Au apărut și foarte multe sesizări, o avalanșă de nemulțumiri pe care cetățenii au, pentru că acum toată lumea speră să fie o schimbare radicală, iar va fi. Dar avem nevoie de o perioadă de timp să putem să ne facem. Dacă mai sunt întrebări? Schimbați numele băsării de ședință? Da, asta nu e, cred că, un lucru atât de important. Sigur, trebuie să... Intenția mea e să schimbăm numele acestei sări și să punem numele
cuiva din popor care a lăsat ceva bun. Aveți de gând să ajutați cultura care a Severinului? Cultura? Cultura? Trebuie să ajutăm tot, nu numai cultura. Vom ajuta tot ceea ce trebuie, ce are nevoie de ajutor și în limita în care ajutorul pentru unul să nu fie o problemă pentru altul. În limitele putinței. Cu PMP-ul? Cu PMP-ul? Nu avem nicio treabă cu PMP-ul. Noi la Consiliul Județean nu avem nevoie de nicio alianță. Realizarea a două majorități în momentul de față nu mi se pare importantă pentru că legislația s-a schimbat și două treimi e nevoie doar dacă vrem să vină. Noi vrem să cumpărăm și nu mi se pare importantă, dar cu siguranță proiectele pe care le vom prezenta și activitatea noastră va demonstra că va merita sprijinul tuturor consilierilor. Și sunt convins că o să vrem și o să vedeți hotărârile Consiliului adoptate cu 100%, pentru că nu dorim să facem nimic care ar fi împotriva dezvoltării județului. Și în această situație nu văd de ce cineva s-a lupt. Mulțumim mult! Mulțumim mult!